Șefii mai multor instituții de stat au fost luați la ochi de guvernare de la Chișinău, aceștia fiind învinuiți că ar pune piedici executivului condus de prim-ministrul Maia Sandu. Cel puțin asta a declarat astăzi într-o ieșire la presă Sergiu Litvinenko, care a menționat că demiși ar putea fi șefii de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul Concurenței, Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sau Comisia Națională a Pieței Financiare. Potrivit lui Litvinenko, acești directori numiți în funcție de fosta guvernare au un singur scop, cel de a menține vie puterea Partidului Democrat. Și au numit în funcție toată clientela politică, în funcțiile de conducători autorităților publice, autonome sau aflate sub control parlamentar. Acești conducători au menirea să mențină în continuare controlul Partidului Democrat asupra unor autorități publice și totodată să pună piedici noi guvernări pentru a-și realiza promisiunile. Practic, activitatea acestor instituții este în continuare blocată. Astfel, pentru a continua reformele inițiate de noua guvernare, deputatul a anunțat că blocul acum va înregistra în Parlament o inițiativă legislativă care va introduce temeiuri suplimentare de revocare din funcția conducerii acestor instituții. Iar dacă aceste modificări vor fi adoptate, activitatea mai multor directori va fi supusă evaluărilor și, în urma rezultatelor obținute, se va decide viitorul lor.